Eu, știrile de la ora 4 Bun venit la Știri, singura emisiune la care adevărul este torturat până când spune adevăratul adevăr. Astăzi, lumea îți spune să faci sport? Încearcă League of Legends! Și Battlefield 3 are un secret întunecat, dar mai întâi... Vă mai amintiți cum în episodul anterior al acestei emisiuni tot făceam aluzii la Firefly, acel serial excelent creat de Joss Whedon cu un deceniu în urmă? La numai câteva zile după apariția acestei emisiuni, a fost anunțată revenirea seriei sub forma unui joc social pentru telefoane mobile, ce foarte probabil va fi groaznic, fiindcă majoritatea sunt. Am primit de atunci Literalmente, mii de cereri prin care să dezvăluim ce știm, cum știm, de la cine, dar adevărul este că nu știm absolut nimic despre ce urma să se întâmple. Sau poate că da? Avem cumva puterea de a prezice viitorul? Avem legături cu mafia jocurilor video? Suntem de fapt patru veverițe într-un costum? Sună foarte mult ca o. Uneltire secretă, un complot, o conspirație, dacă vreți. Am zis, suna conspirație. Conspirație! Regia, conspirație! Conspirație! Scuză-mă, vroiai să încep să debitezi o aberație fără sens într-o încercare futilă de a avertiza lumea despre pericolul ascuns? A, sursă, nu te-am mai văzut de mult! Ce te aduce pe aici? Voi m-ați sunat ca să vă joc din nou rolul de nebun comic de a cărui avertismente să râdeți. Par diferit, unde-ți echipiul? Diferit? Ai putea fi surprins cât de diferit poate deveni un individ atunci când află că toate lucrurile despre care încerca să avertizeze lumea erau adevărate. Nu diluzii cum a început să creadă chiar el din cauza modului în care îl tratau cei din jur. Ai fi surprins cât de diferit poate fi un individ când și-a petrecut toată viața lui în măsuri pentru a se proteja, iar acum, în timp ce voi sunteți urmăriți zi și noapte de agenții guvernamentale, de corporații, de grupuri de marketing și de mașinării automatizate de-a cărui scop au uitat și creatorii lor, eu sunt în siguranță de parte de toate aceste amenințări foarte reale asupra vieții voastre. Că despre chipiu, am găsit moduri mai sofisticate de apărare și mai practice. Aha, și ce crezi despre toată treaba cu jocul Firefly și dezvăluirea noastră senzațională? Ați ghicit aleator un eveniment inevitabil. Reușita voastră este la fel de impresionantă ca o vacă ce reușește să pice într-o groapă dintr-un câmp deschis. Nu este nimic mistic sau conspirativ la mijloc. Și ca să vă demonstrez, vouă, publicului, tu, celui care te uiți acum la emisiune. Culoarea ta preferată este albastru și te gândești la un număr. Acel număr este șapte. Iar acum te întreb cum despot citi gândurile. Șarada voastră mă plictisește. Nu mă mai contactați. Sfârșitul civilizației se apropie. Folosiți acest timp rămas Cred că în putem merge mai, bune. mai departe acum. Regia? Guvernul Statelor Unite ale Americii, ce probabil cunoaște conținutul acestei emisiuni înainte de a fi publicată, a făcut recent o mișcare care a bucurat milioane de jucători de League of Legends și anume a declarat jucătorii de League of Legends nu și de Counter-Strike sau de Dota 2, doar pe ei. Ca fiind atleți profesioniști, ușurându-le astfel enorm efortul de a obține o viză pentru a intra în state. Dar, în același timp, Guvernul Statelor Unite ale Americii a declarat jucătorii de League of Legends atleți profesioniști. Ceva ce nu era cu totul neașteptat de la o națiune la care mâncatul competitiv este un lucru ce există ca un sport televizat. Cu sponsorii iar aranjarea de pahare de plastic contratimp este cel mai nou fenomen sportiv care a cuprins națiunea de asemenea jucătorii de bowling sunt considerați atleți în timp ce majoritatea ce participă la competiții la care în mod consistent se produc accidente cu răni severe și chiar fatalități din cauza salturilor și acrobaților efectuate nu sunt considerate atlete sau că ceea ce fac este un sport Astfel, atunci când familia ură la tine să ieși afară și să faci sport, în loc să joci League of Legends, poți să răspunde că ceea ce faci este un sport, iar că tu ești un atlet în antrenament. Acum așteptăm cu nerăbdare transformarea criticilor de jocuri în atleți profesioniști, deoarece și ei petrec ore foarte lungi, ascuțindu-și talentul în numeroase jocuri, iar competiția pentru ei nu încetează niciodată, fiecare review fiind o confruntare nouă. Săptămâna trecută s-a petrecut un eveniment nemai întâlnit și incredibil de supra uluitor de nu o să vă vină să credeți că sunt informat din regie că nu avem timp să facem tot spectacolul ăsta din nou. Așa că, pe scurt, cineva a descoperit că, în condiții foarte rare, arbitrare s-ar putea spune, și chiar stupide, în Battlefield 3 s-ar putea întâmpla ca odată la câteva mii de meciuri, avertismentul la vederea unui vehicul antiaerian să fie înlocuit cu o referință la un fost angajat de la DICE. A fost, literalmente, păre ghilimele, cel mai neinteresant easter egg descoperit vreodată. Și, totuși, timp de vreo două-trei zile. Peste tot, pe internet, nu puteai găsi decât asta: analize în detaliu și chiar interviuri, atât cu cei care au implementat acest easter egg extrem de jalnic, cât și cu cel care era subiectul acelui easter egg. Scopul acestei știri nu este cel de a vă informa despre acel easter egg, fiindcă este stupid. Scopul este cel de a arăta cu degetul la cele publicații care au tot vorbit despre acel easter egg și de a râde. Așa că la 3, cu toții. 1, 2, 3. Ha, 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 ha. Și să ne prefacem că nu este extrem de trist că așa ceva este considerat o știre. Punem punct aici aceste ediții. Hei, V-ați întrebat vreodată ce temperatură are Beta Pictoris? Ar trebui să vă interesați de asta. v fi util, cândva, poate mâine. După reclame! Final Fantasy 13 Lightning Returns adaugă costume de Cloud Strive și pisică. Pentru Lightning, fiindcă dacă nu poți face un joc bun, măcar să faci cu ochiul celor atrași de Cloud ca o femeie și de pisici. Deși în acest aspect, indiferent ce predicții de vânzări va face Square Enix, foarte probabil nu vor fi exagerate.